să cânt pe scena festivalului de la Cervul de Aur încă de la 4 ani și iată-mă, după mulți, mulți ani aici la Brașov, sunt foarte, foarte fericită. Este o stare specială pentru mine. Bienvenido a Brașov. Gracias. Y bienvenido aquí a la televisión rumana. Buenas tardes. Muy bien. ¿Ya aprendiste el rumano? Poco a poco. Tengo que pasar un tiempo más aquí y yo creo que se puede. Es muy parecido al español, tiene muchas palabras muy similares. Sí, es verdad. El rumano, no, somos latinos. Exacto, lo tenemos en la sangre, así que bueno, vamos ayuda. Al grano, ¿no? Porque yo sé que esta entrevista no es muy larga, porque tienes que cantar esta noche, ¿no? Estoy loco por cantar. Yo creo que es necesario. Hacía un tiempito que no pisaba un escenario. Estuve trabajando durante muchos años, empecé a los 12 años esta carrera y nunca paré hasta hace 2 años y medio, a lo mejor un poquitito más. Cuando vuelvo a mi casa, me acerco mucho más a mis raíces una vez más. Y esto me da una necesidad de volver al niño que vive dentro de mí. Let me feel the passion, let me feel the heat, Romania. Mi misión en esta vida es, me he dado cuenta, que es llevar música, llevar alegría, dejarle saber a un mundo que el ego se tiene que dejar a un lado. Y cuando hablamos de mi misión, no hay frontera que valga, eso no existe. Y cuando me invitan a Rumanía, pues yo, sin pensarlo dos veces, dije que sí. Emborrachadita de la bomba está, cosa linda, cosa mona. Sube, sube, que la bomba va, dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina negra, dame más. Dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina negra, dame más. Yo simplemente quiero llevar mi música a todas partes del mundo y quiero que esta generación y muchas generaciones en esta sociedad rumana pues sean testigos de lo que pudo haber pasado con Ricky Martin, una noche bella.
Sperăm să cântăm cât mai bine pentru toți românii care vor fi aici astă seară. Le vom oferi ce este mai bun. Știm totul despre Dracula, am citit despre el, cum îl chema Vlad, parcă. Știm toată povestea, dar nu ne sperie nimic. About your one, do you have a man you claim? Are you doing your own thing? 'Cause if so, then I can't leave without your name and your number. Where you live, can I call you sometime? Wait a minute, better yet, I'll give you mine. Tell me, who you be with? Your ideal man, can I be it? Let me know before you go, 'cause I just won't take no. Hi, I'm Joey Kelly. I'm Angelo. I'm Maite. And I'm Patricia. And I'm Jimmy Kelly. And we're from the Kelly family. We're in Romania today. Suntem în România astăzi și este o onoare pentru noi să fim aici pentru prima oară. Sper să vă vedem pe scenă, sau mai bine zis, în fața scenei, și sper să ne întoarcem și mulțumim că ne-ați invitat în România. Așa e. Majoritatea cântecelor noastre sunt un fel de experiențe personale. Cântecele pe care eu le scriu sunt experiențe personale. Eu scriu despre ceea ce simt, despre ceea ce gândesc. Cum este sentimentul muzical vorbind de a fi o familie pe scenă? Nu e ceva teoretic, încercăm să fim cât se poate de adevărat, să facem muzică. Cum a fost publicul? Poftim? Cum a fost publicul? Extraordinar a fost. Este o țară minunată cu un public nemaipomenit și vrem să ne întoarcem. Asta voiam să aflu. Elena este studentă la Facultatea de Psihologie și Iulia este studentă la Colegiul de Muzică la specializare de jazz. Care ar fi mesajul ultimului clip, Bastiat Vigenia? Este și acesta un protest? Nu există conflict în acest videoclip. Ситуация help, ситуация sos. Я себя не пойму, ты откуда взялась? Почему, почему она тебя повелась? Выключается свет, я куда-то лечу. Без тебя меня нет, ничего не хочу. Это медленный яд, это сводит с ума. Они говорят, виновата сама. Like a hurricane tomorrow. See you. Mesajul pentru fani este că întotdeauna
Scorpions va fi pentru jumătatea plină a paharului. Pentru noile generații, pentru noi muzicieni din această țară, pe care am și văzut aseară. A fost senzațional aseară. I-am văzut pe o parte dintre ei și ne-au plăcut. Am văzut mult talent în România între muzicieni și, desigur, mesajul este: credeți în voi și urmați-vă visul. Fanii vor asculta toate șlagărele noastre. Vom încerca să le oferim de seară un spectacol pe cinste, cu toate piesele noastre rock, baladele. Visul este încă aici și noi îl vom duce mai departe pentru că ne place ceea ce facem. Dacă noi nu cântăm în fiecare an într-un loc, este normal să vedem, să simțim nerăbdarea fanilor. Așa că așteptați-vă la un spectacol de senzație. Ne simțim minunat aici în România. Am petrecut minunat aseară. Am văzut mulți artiști români, sunt multe talente în această țară și oamenii sunt pozitivi. Cred că românii s-au schimbat mult în ultimii 9 ani. Hi, I'm Klaus Meine. I'm Ross Schenker. And I'm Matthias Jabs from the Scorpions. And you're watching Romanian television. Vreau să știu exact ce o să se întâmple seara asta la recital. O să se întâmple un recital extraordinar cu o idee foarte bună. Nu vrem să vă deconspirăm chiar totul. Vorba de Dracula, mitul Dracula pus în scenă la Cerbul de Aur, de 310. Deci nu va fi un recital clasic cu o succesiune de piese, ci va fi totul pe o poveste. Totul pe o poveste foarte frumoasă, costume noi, extraordinare. O să vedeți. Se troppo perfida, non ti cerco più, sei troppo avida. Pensavo che mi amavi, ma adesso ho capito che desideri il denaro. E mi hai tradito, quanti anni persi insieme a te. E progetti nel futuro, ma perché? Sei troppo fredda, un bruttissimo inverno. Sono la tua preda, mi affondi nell'inferno. I ricordi mi tormentano, i ricordi mi sconvolgono. Io non resisto, senza te ti sto. Fericit când mi-ai zâmbit, nu pot uita. Dacă ai ști că există cineva ce te iubește pe ascuns, n-ai mai fi atât.
Da-di-da-di-da.
Următoarea melodie pe care o voi cânta nu este a mea, ci aparține lui Michael Jackson. Am reînregistrat-o pentru că îmi place foarte mult, este un cântec minunat și pentru mine reprezintă un mesaj pentru Michael, așa că o voi cânta pentru că știu că vă place și vouă. Jazzy B. This is the first time I'm coming here. I'm really looking forward to the show, actually. And dry, and there's that old, old
ci